binecuvântat să fie Domnul. Sunteți obosiți? Mai puteți să începeți să-mi ascultați un scurt mesaj? Da? Sau nu? Hai să ridicăm atunci în picioare și aș vrea să citesc numai 3 versete din Sfânta Scriptură, din 2 Corinteni, capitolul 4, de la versetul 16 la 18. Pagina Biblie, 1131. Apostolul Pavel scrie aceste și rostește aceste cuvinte. Deci, 2 Corinteni, capitolul 4, de la 16. De aceea, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși, omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Amin. Haideți să ocupăm lucrurile cu toții. Citeam astăzi, eu am uitat în programare și văzând că este Ioan 14 și începeai cu textul acela, s-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu era Tatăl prin mine și vorbesc cu Pavel la mea, zice, nu, că e Iosua 14, știi? Și am citit textul din Iosua despre cale care nu au obosit pe cale, care 45 de ani aștepta cu plinirea prădăluței lui Dumnezeu când a venit ceasul, s-a dus și a luat stăpânire ce a fost odăbuit, slăbit să fie Domnul. În textul care l-am citit în seara aceasta, al doilea text, spune Apostolul Pavel că noi nu cădem de oboseală. Și dacă Iosua nu a căzut de oboseală, prin harul Domnului nici noi nu o să cădem de oboseală. Dar aș vrea în câteva gânduri să discutăm un pic despre oboseală. Diavolul ne ispitește prin multe lucruri, prin învățături false și ne face să ne lumineze credința, prin păcate grosolane mari și mici, și un lucru care este așa mai nebăgat înseamnă, prin mâhnire, prin întristare, prin oboseală, și parcă nu știm ce-i cu noi de multe ori. Și chiar în corpul nostru fizic putem să avem o boală care se numește o oboseală cronică, atât de obosit poți să ajungi după multă și multă muncă, în așa fel încât corpul și mintea ta refuză să mai coopereze cu tine, nu te mai ascultă, nici mintea, nici corpul. Și ajungi într-o oboseală de trebuie să stai o jumătate de an cel puțin acasă ca să-ți devii din astfel de oboseală. Când mi se întâmplă să mă doară măseaua sau un deget sau un genunchi sau altceva, trupul îmi transmite un mesaj. E o problemă în corpul meu. Dar când ajung să fiu obosit, ascultați-mă bine, trupul transmite și el un mesaj. Ești obosit. Așa este? Sau nu este așa? Dar este și o oboseală fizică, este și o oboseală spirituală. Un minut despre oboseala fizică. Ce faceți când sunteți obosiți fizic? Vreau să vă spun din sală. Ne odihnim. Ce mai faceți? Cum? Mai bem și câte o cafea, așa e? Mai facem și alte lucruri, dar esențial pentru ca să ne recăpătăm energia pe care avem, pentru că când ești obosit, trupul îți transmite un mesaj. Vezi că rezervoarele tale de energie sunt gata, sunt la pământ, du-te și odihnește, așa e? Dar noi mai dăm un pic, un stimulant cu o cafea, cu ceva și mai o ducem până la capătul zilei. Aș vrea acum să ne întrebăm a doua întrebare esențială. Există și oboseala sufletului sau nu există? Există, așa este. Ajungem să fim obosiți, estenuați, simțim, ajungem să mergem așa, sufletește vorbind, să ne târâm picioarele după noi, capetele plecate, mâinile obosite, vedem că lucrarea stagnează, vedem că simțim că nu mai putem, ajungem spiritual și în astfel de situații abătuți, triști, mâcniți, obosiți, să nu zic de lucrare, obosiți în lucrare de multe ori. Există și oboseala sufletului și aș vrea să citesc numai două versete. Rog pe cineva să fie la stație să mă aștept cu versetele, să putem să avansăm un pic mai repede.
David, am promis că o să-i aduc o tastatură nouă și astăzi am făcut-o pe Mariana. Unde e tastatura aia care o avem? Mi-am privat-o și am fost urmă un pic, dar o să-i aduc una ca să zic că eu zic tare repede trimitele și atunci o să-i aduc eu alta. Deci din Evrei 12:3. Citim ultima parte a versetului unde spune că ca nu cumva să vă pierdeți inima, ultima parte, și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Prima parte o să o abordăm mai târziu. Ca să nu vă pierdeți inima. Inima se poate pierde și să cazi de oboseală în sufletele voastre. Și încă o trimitere din Galateni 6:9. Și aici vom folosi am versetul la cum să ieșim din oboseală. Să citim Galateni 6:9. Zice, să nu obosim în facerea binelui, poți să obosești în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Deci poți să ajungi într-o situație spirituală încât să fii atâta de obosit și să cazi de oboseală. Sau citi despre cale, citești despre alți oameni care au fost tot timpul sus, dar citești despre ei când au ajuns și jos, nu? Hai să vedem un pic, cred că rapid, acum nu dezbat mult, cauzele oboselii. Cauzele oboselii spirituale. De multe ori este stresul. Stresul, nu vreau să abordez mult stresul, dar vreau să spun, este în primul rând din pricina puținei noastre credințe în Dumnezeu. Și nu ne bazăm pe noi, vedem situația, vedem ce se vede și ne stresăm și ce o se întâmple și ce o să facă, ca și cum Dumnezeu nu există, ca și cum Dumnezeu nu știe, ca și cum m-am citit când am făcut colecta, când Iisus stătea acolo la biserie, se uita cum arunc oamenii banii în biserie, nu se uita pe geam, nu se uita în altă parte, se uita la ei cum arunc banii în biserie. Să știți că Iisus ne vede. O problemă a oboselii noastre este stresul. Să nu zic neîncrederea noastră în Dumnezeu. Atacul din partea celui rău, boala te ajunge la o stare de oboseală. Da, deci o boală îndelungată poate să obosească și sufletul. Periodile de încercare, judecățile altora, criticile necontenite altora, nu criticile alea ca să te ajute, să te încurajezi, să te îndreți, ci criticile alea care să te dărâme. Piedicele, de multe ori, lipsa de rezultate, vezi că lucrezi pentru Domnul și vezi că parcă nu se schimbă nimic, nu se întâmplă nimic și atunci încet așa să mergi într-un declin spiritual. Cu Ilie este un caz celebru, după ce a făcut o lucrare măreață acolo pe Carmel, nu a dat Dumnezeu Price, după a dat Dumnezeu Price, vorbit duminica trecută, la un moment dat fuge și se obosește, atât de tare trupește că ajunge, nu mai vrea să audă nimic, mai bine să mor, zice. Rezolvarea a fost simplă. I-a dat Dumnezeu rezolvarea la problemă, la creștin situația asta, dacă muncești prea mult. Pâine și apă. Și apoi s-o spune așa, trebuie să fie domnul. Apostolul Pavel aici spune despre, în 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 8, despre necazurile lui. Dar zice, eu vă zic foarte pe scurt. Zice, în adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre. Așa că nici mai trăgeam nădejde de viață. Bancă ne spunea gândul că trebuie să și murim, pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care învie morții. Amin. Pavel a trecut prin necazuri mari. Aici, în textul care trebuie să citești versetul 7-8, de exemplu, zice, suntem încolțiți în toate chipurile. Nu e ușor să fii încolțit. Tot timpul să te bate cineva la colț. Tot timpul să te înțepe cineva. Pavel era încolțit, zice, suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strântorare. În grea cumpănă. Când ajungi în grea cumpănă? Ajungi la un moment dat, ai ajuns în situația asta, să nu trebuie să iau o hotărâre. Dar chiar când nu mai știu de să mă duc înspre dreapta sau înspre stânga. Că se pare la un moment dat că amândouă drumurile sunt bune. Zice, în grea cumpănă. Dar nu deznădăjiți, strigoniți, dar nu părăsiți, strântiți jos, dar nu omorâți și continuă. Lucrurile astea te ajung într-o stare de oboseală. Dar el ferm, în același capitol, în capitolul 4, de două ori zice, 4:1, de aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală, și în versetul citit zice, noi nu cădem de oboseală. Dar poate și noi nu cădem de oboseală, cu toate că zice că acolo a fost în Asia, peste puterile lui încercat, peste puterile lui, până acolo s-o mers. Ca să-și pună încrederea, zice, numai Dumnezeu, fiți atenți, ăla era scopul. Nu vreau să merg mai departe în gândul acesta, cauzele oboselii. Vreau să vedem acum împreună soluția lui Dumnezeu.
ceea ce consider că este cel mai important în seara aceasta, să înțelegem cum să ieșim din astfel de probleme. Pavel zice așa, de aceea noi nu cădem de oboseală. Pavel, vreau să spun, se încuraja singur, în toate necazurile lui. Își punea încrederea în Dumnezeu. Vorbea cu el însă, vorbea cu biserica și așa. Noi nu cădem de oboseală. Ți se întâmplă să stai de vorbă cu tine. Cu vocea din lăuntrul tău să spună, Sorină, dar mai poți. Da? Dar ești așa de obosit. Dar, cum zicea fratele Pavel, să facă și nepoții, nu? Dar să mai facă și alții. Vi se întâmplă să cădeți de oboseală așa. Vocea din lăuntrul nostru vorbește și ne trântește la pământ dacă o ascultăm. Trebuie să știm să zicem nu vocii din lăuntrul nostru. Nu zi, vocea din lăuntrul tău zice, ca și un copil mic câteodată așa se comportă vocea din lăuntrul nostru. Îmi las jucările și plec. Ați auzit copii mi să zică, dacă nu faci cum zic eu, mi-am lăsat jucările aici și am plecat. Așa avem tendința să zicem. Dar Pavel zice, dar noi nu cădem de oboseală. Când vocea dinăuntru tău vine și zice, Sorin, mai lasă și pe altul, tu ai făcut destul, să facă și alții. Și vocea dinăuntru meu zice, dar eu trebuie să am puterea să zic, taci fără gură, oprește-te și să zic altceva. Eu nu cad de oboseală, eu merg înainte, eu mă arunc spre țintă, mă arunc spre Hristos. Amin? Amin. Pavel asta repetă și ea repetă și lui repetă și bisericii, ca biserica să fie întărită în credință în mintea ei. Noi nu cădem de oboseală. Punctul 2. Versetul 1. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Ai o slujbă. Dumnezeu te-a pus într-o slujbă. Fiți atenți. După îndurarea pe care ai căpătat-o. Adu-ți aminte că Hristos te iubește. Adu-ți aminte că Dumnezeu ți-a dat îndurare. Puteai să fii unul care era mort de beat în șanțuri. Adu-ți aminte că ești în slujba lui Hristos și nu cădea de oboseală. Ridică-te în tine însuți, rostește cuvântul acesta. Noi nu cădem de oboseală, că am căpătat îndurarea Dumnezeu și că avem o slujbă. Amin? Mergem la punctul 3. O să-l sar un punct. Versetul 18 zice așa. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Nu-ți pierde viziunea care o ai. Nu-ți pierde ținta. Nu te uita la lucrurile care se văd. Tot timpul avem tendința asta și e normal că suntem oameni. Noi avem sentimente, nu suntem niște roboți. N-am timp să vorbesc despre lucrurile astea acum, dar noi trebuie să ne uităm la lucrurile care nu se văd. Oprește-te, privește la viața ta și pune-o în contextul veșniciei. Viața mea, eu trebuie să o pun în contextul veșniciei. Ce mi se întâmplă acum este o anticameră a veșniciei. Este un examen dat aici, pentru că voi petrece veșnicia mea împreună cu Hristos sau fără Hristos. Și de aceea eu nu cad de oboseală, că eu mă uit și zic că încercările acestea întristări, auzi cum spune Pavel aici, întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Ia-ți ochii de aici și țintește-ți ținta în veșnicie. Am pus alt text, nu o să-l citesc, evrei, zicea să ne uităm la Hristos care și el o privit la bucuria care era pusă înainte. Chemarea Dumnezeu pentru noi, ca să nu credem de oboseală, să privim la Hristos, iar că să nu citesc, să privim la Hristos, să privim cum a privit El și să mergem înainte. Scopul întristării, sunt foarte pe scurt. Scopul întristării, zice, pentru că dacă sunteți întristați pentru puțină vreme, suntem întristați pentru puțină vreme, acolo spune, dacă că trebuie. Trebuie. De ce trebuie? Ești în încercare? Ești obosit? Vezi de ce ești încercare. Dacă tu realizezi încercarea prin care trece Dumnezeu ca să scoată ceva negativ din tine sau altceva, ajută-L pe Dumnezeu să lucreze mai repede, să înceteze încercarea aceea. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Și încă un lucru. Încercarea elimină iluziile noastre de securitate și de nemurire. Avem impresia când suntem tineri sau mai bătrâni, și suntem sănătoși
și nu putem să privim mai încolo de ce se vede de lumea aceasta. Dar odată ce ajungi în boală, în neca și trebuie să treci de trecător, îți elimine iluziile astea de nemurire, de securitate, de siguranță în tine, de Domnul să ne binecuvinteze, să ne ajute. Vreau să auzim cu toții într-o zi vocea lui Hristos care va zice: bine, rog, bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Amin. Amin. Domnul să ne așeze încă de la vocea lui când vrea aceea. Amin. Amin. Timpul își face cursul, iată ne ajungi cortul Domnului, la încheierea timpului rânduit pentru părtășie în masa aceasta. Și aș vrea să vă invit să ne invităm cu toți în picioare pentru ca să încheiem această părtășie într-o rugăciune comună de mulțumire. În rugăciunea aceasta am fost solicitat să ne rugăm și pentru sora noastră, Anica. Miercurea viitoare se va întoarce din România și este bine să o amintim în rugăciune ca mâna bună a Domnului să-i poarte de grijă, să o însoțească, să o ajute să ajungă cu bine iarăși în mijlocul nostru. Știți că dumneavoastră este femeie în vârstă și călătorile astea lungi, cu aeroporturile, mai ales când nu stăpânești limba suficient de bine, este nevoie ca Domnul să o plătească în această călătorie. Și de altfel, pe toți cei care de-a lungul săptămânii acestea călătoriți într-o parte sau într-alta, aș vrea ca Domnul să vă plătească. Ne rugăm împreună. Și pentru copii care încep școală, foarte important, pentru copii să ne rugăm ca Dumnezeu să-i o plătească de-a lungul anului școlar de orice mână sau gând vrăjmaș. Amin.